Aș vrea să vorbesc în această seară despre acel personaj din Scriptură, din Vechiul Testament, care dintre toți oamenii seamănă cel mai mult cu Iisus Hristos. Și cred că deja știți despre cine voi vorbi, și dacă sunteți amabili, și sunt convins că sunteți, aș vrea să deschideți Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, împreună cu mine la Cartea Genezei, la capitolul 39. Am să citesc selectiv din capitolul 39 câteva versete și apoi din capitolul 40. Și capitolul 39 din Cartea Genezei ne-l prezintă pe Iosif departe de casă în Egipt. Și versetul 2 spune așa, fiți foarte atenți. Domnul a fost cu Iosif. Interesantă perspectivă, el era sclav, dar cu toate acestea Biblia spune că Domnul a fost cu Iosif. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine și el era sclav. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Versetul 3 zice, stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să meargă bine ori de ce se apuca. Versetul 5, de îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif, sau putem spune datorită lui Iosif, și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat în mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Și acum trecem direct la versetul 21 care zice așa. Nu uitați, Iosif acum din sclav, ca totul să fie perfect, ajunge la închisoare. Și uitați cum prezintă această realitate cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a fost cu Iosif. Și iarăși și-a întins bunătatea peste el. Ciudată e bunătatea Domnului câteodată, frate Romi, nu? Că te mai lasă să ajungi și în căruciorul cu rotile, te mai lasă să ajungi și în spital, dar totuși Dumnezeu nu te părăsește niciodată. Uitați-vă dumneavoastră ce argument mai vreți împotriva teologiei prosperității ca și acesta. Zice Biblia că Iosif era la închisoare și Domnul a fost cu Iosif și mai mult și-a întins bunătatea peste el. Apoi scrie, l-a făcut să capete trecere înaintea mai mare lui temniței. Și acum trecem direct la capitolul 40. Versetul 2 ne spune așa. Faraon s-a mâniat pe cei doi dregători ai săi, pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor. Și i-a pus sub pază în casa căpeteniei străjerilor, în temniță, în locul în care unde fusese închis și Iosif. Și acum versetul 6 zice așa. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon care erau cu el în temnița stăpânului său și le-a zis, pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? De multe ori îmi vine și mie să încep predica exact cu aceste cuvinte. Pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Și noi am spune, Doamne, cred că din cauza ploii de afară. Ei au răspuns altfel. Au zis așa, am visat un vis și nu este nimeni care să îl tâlmăcească. Iosif le-a zis, tâlmăcirile sau interpretările sunt ale lui Dumnezeu. Istorisiți-mi dar visul vostru. Și mai marele paharnicilor și-a istorisit lui Iosif visul și a zis. Și trecem direct la interpretarea acestui vis, în versetul 13, unde cuvântul lui Dumnezeu, vorbind prin Iosif, spune așa. Peste 3 zile Faraon te va scoate din temniță, te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon, cum obișnuiai mai înainte când erai paharnicul lui. Dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată rogu-te bunătate față de mine. Și urmează oarecum un moment românesc. Zice așa, pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta. Și ca să vedeți dumneavoastră cât de mult vă puteți baza pe oameni în viața asta, eu am să citesc doar versetul 23 și cu aceasta voi încheia citirea, după aceea vreau să fac și o rugăciune. Zice așa, mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif. Și este acolo o propoziție ultima, la fel de lungă ca și memoria lui. Zice așa, l-a uitat. Amin.
Aș vrea să închideți ochii acolo unde sunteți și să-mi permiteți să rostesc această rugăciune cu voce tare. Doamne, sunt absolut convins că Tu ești aici. Și chiar dacă eu voi spune altceva sau vreo persoană din locul acesta va pretinde altceva, independent de ceea ce voi spune eu, Tu ești aici. Doamne, cred că Tu ești aici chiar independent de ceea ce simțim noi. Pentru că prezența Ta nu este condiționată de sentimentele noastre, ci prezența Ta e condiționată de un singur lucru. Tu ai spus, Doamne Iisuse Hristoase, și noi Te credem pe cuvânt, că acolo unde vor fi adunați doi sau trei în numele Tău, Tu vei fi prezent. Și noi în această seară aici, pe dealurile acestea frumoase, suntem mult mai mulți decât doi sau trei. Și suntem adunați în numele Tău. Fie că suntem penticostali, fie că suntem baptiști, fie că suntem ortodoxi, indiferent care este confesiunea noastră, un singur lucru ne-a adunat aici, Doamne, și acesta este numele Tău. Și pentru că suntem în locul acesta, numele Tău, vrem, Doamne, ca prezența Ta să ne copleșească pe toți. Doamne, îmi doresc din toată inima, de la copiii care sunt încă afară, la cei ce sunt mai în vârstă în locul acesta, fă ca toți să simtă că aici ești Tu prezent. Transformă, Doamne, cortul acesta într-un cort al întâlnirii cu Tine, Doamne. O, vreau din toată inima, Doamne, ca toți cei ce suntem aici să putem spune cu toată certitudinea Yahweh Shama, adică Domnul este aici. O, Doamne, Tu ești aici. Și pentru că ești aici în seara asta, poți să vindeci. Și pentru că ești aici în seara aceasta, mai ales poți să mântuiești. Și pentru că ești aici în seara asta, poți să ridici. Și pentru că ești aici, Doamne, în seara aceasta ne poți da un nou imbold pe calea aceasta pocăinței. Doamne, slăvită să fie prezența Ta. O, vreau din toată inima împreună cu frații mei din locul acesta să gustăm încă o dată, Doamne, din Tine, să vedem cât ești de bun. Tu ești aici, binecuvântată să fie prezența Ta. Slăvit să fii, Doamne, în vecii vecilor. Mă închin, Doamne, cu reverență înaintea Ta și îmi doresc ca fiecare persoană din locul acesta, când se va încheia slujba din această seară, să meargă, Doamne, ca din prezența Ta, plin de bucurie, Doamne, fiecare dintre noi cu sufletul arzând de bucuria prezenței Tale, o slăvit să fii, Doamne, în vecii vecilor. Îmi doresc din toată inima, Doamne, ca toți cei ce suntem în locul acesta să simțim prezența Ta. Doamne, știu că Tu ești, chiar dacă nu simțim nimic, dar vreau, Doamne, ca în seara aceasta să simțim prezența Ta. Vreau, Doamne, ca acest cort să fie un cort în care fiecare persoană, într-un fel sau altul, să audă vocea Ta. Amin. Îți mulțumesc, Tată, că m-ai ascultat. Pentru că nu m-am rugat în numele unei persoane oarecare, ci m-am rugat în numele scump și sfânt al Domnului Iisus Hristos, cu ajutorul Sfântului Duh m-am rugat. Amin. M-am uitat la noi în această seară. Nu spun că m-am uitat la voi. Voi sunteți oglinda noastră. M-am uitat la noi în seara aceasta și am văzut că tare greu ne-am putut să cântăm și tare greu ne-a fost să ne rugăm. Și poate doar în momentul în care fratele Romi a spus acea experiență extraordinară din viața lui, am fost cu toții atenți. Și știți la ce mă gândeam? Când am văzut cum cântam noi, deci nu mă refer la dumneavoastră, ci în primul rând, cel mai trist dintre voi toți am fost eu. Dar când m-am uitat la voi și când m-am uitat la mine și când ne-am uitat așa, m-am uitat la noi toți și am văzut cum cântăm în prezența lui Dumnezeu, mi-a venit în minte imaginea unui grup de copii bolnavi de cancer cântând într-un spital de oncologie din Timișoara, cântând O ce veste minunată. Și cântând într-un mod extraordinar. Dar cântând nu cu vocea extraordinară. Nici voi nu sunteți mari cântăreți, de altfel ne potrivim bine din punctul ăsta de vedere. Sigur, sunt excepții între voi, dar noi cei mai mulți nu suntem mari cântăreți. Copilașii ăștia însă au cântat cu fața lor. M-am gândit de multe ori că sunt cântări, sunt cântece, sunt melodii care sunt extraordinare în urechile noastre, dar sună groaznic în urechile lui Dumnezeu și sunt cântări care sună fals în urechile noastre, dar sună minunat în cerul lui Dumnezeu și îngerii se opresc din activitatea lor de închinare și spun, ascultați cântarea asta. Și mi-amintesc de copiii aceștia pentru că am vrut să vă aduc și un caz special
înaintea dumneavoastră, pentru că fratele Rome a venit cu această mărturie care se leagă și Duhul lui Dumnezeu mi-a pus în gând, înainte de a predica propriu zis, să aduc înaintea dumneavoastră cazul unei fetițe care a fost bolnavă de cancer. Cancerul a recidivat de 2 ori în viața ei. A fost la tratament în Germania. Mai multe biserici au adunat bani pentru ca ea să poată să meargă la tratament acolo. Când s-a întors de acolo, după 1 an de zile, cancerul a recidivat. Eu am fost să-i fac ungerea în spital. Nu s-a întâmplat absolut nimic atunci, pe moment. Fetița aceasta, însă, într-o noapte a avut un vis extraordinar. Un vis foarte simplu. A visat că Domnul Iisus vine la ea, s-a atins de ea și de atunci este vindecată. Cred din toată inima că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare. Primele cuvinte în Vechiul Testament, în limba ebraică, sună cam așa. Bereșit bara Elohim. Asta înseamnă la început era Elohim. Sau la început era Dumnezeu Creatorul. Cine este Dumnezeul nostru? Dumnezeul nostru este Elohim, Dumnezeu care a creat totul cu un singur cuvânt. Spre deosebire de unii dintre politicienii noștri care au reușit să transforme în 20 de ani totul în nimic, Dumnezeu a creat din nimic tot ce vedeți. Nimicul a fost materialul de construcție al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a creat lumea aceasta la cuvântul Lui. Absolut totul a fost creat la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este Adonai, este Domnul, este Stăpânul Universului. El este Iahve, care se prezintă în fața lui Moise și spune: Eu sunt Iahve, eu sunt cel ce sunt, adică eu sunt cel care există prin mine însumi. Toți am venit în lumea aceasta datorită părinților noștri. Dar Domnul spune: Eu sunt cauza necauzată, eu sunt cel care există prin mine însumi, eu sunt cel ce sunt. Eu sunt Iahve Nisi, Domnul este steagul nostru, slăvit să fie numele Lui. Eu sunt, zice Domnul, Iahve Rafa, Domnul care vindecă, Iahve Ire, Domnul care poartă de grijă. Iahve Shama, adică Domnul este aici, Iahve Shalom, Dumnezeul păcii. El Shaddai, adică Dumnezeul atotputernic, El Elion, adică Dumnezeul prea înalt, El Olan, adică Dumnezeul veșnic. Și cred din toată inima că acest Dumnezeu, acum, în seara aceasta, este aici, glorificat să fie numele Lui. V-am povestit prima dată când am fost la voi de un tânăr care nu se înțelegea bine cu părinții lui. Și tânărul acesta s-a dus, spune Scriptura, de acasă, pentru că nu se înțelegea bine cu tatăl său. Acum sunt convins că tinerii voștri se înțeleg perfect cu părinții, dar sigur că sunt alți tineri în altă parte care n-au așa bună relație cum sunt, cum au ai voștri. Și tânărul acesta într-o zi a plecat de acasă și noaptea a avut un vis. De fapt, îmi place mie să spun că a înoptat nu la un hotel de 2 stele sau de 5 stele, ci de atât de multe stele că nici măcar nu puteau fi numărate, pentru că Biblia ne spune că a dormit sub cerul liber. Și a avut un vis extraordinar în care se făcea că de la pământ înspre cer se ridica o scară, ca un fel de scară rulantă, și pe scara aceasta urcau și coborau îngerii și din capătul scării îi se adresează Dumnezeu, Adonai, Domnul, care îi spune așa: Eu sunt Dumnezeul bunicului tău, eu sunt și Dumnezeul tatălui tău, eu sunt și Dumnezeul tău, Iacove, îmi pare bine de cunoștință. Și imediat, în următoarea fracțiune de secundă, Iacov se trezește uimit, se uită în stânga, în dreapta, nu mai erau nici îngeri, nici scara nu mai era acolo, nici vocea nu se mai auzea. Și Iacov spune ceva extrem de dureros, spune așa: Dumnezeu era prezent aici, iar eu nici măcar n-am știut asta. Locul acesta, continuă Iacov și spune, este casa lui Dumnezeu, este Betel. Este poarta cerurilor, e locul prezenței speciale a lui Dumnezeu. În seara aceasta, dragii mei ascultători, frați și surori, oameni buni, în locul acesta este prezent Dumnezeu.
Aici este poarta cerurilor. Aici este Betel, este casa lui Dumnezeu. Și n-ar fi pentru mine ca predicator un faliment mai mare decât atunci când se va încheia slujba. Unii dintre cei ce sunteți în locul acesta să mergeți acasă și să spuneți: a fost Dumnezeu prezent acolo, iar eu nici măcar n-am simțit asta. Exact asta a spus Iacov. Imediat după ce se trezește, spune: a fost Dumnezeu prezent aici, iar eu nici măcar n-am știut asta. Îmi doresc pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare dintre voi, toți cei ce suntem în locul acesta, să putem spune: a fost Dumnezeu prezent în cortul întâlnirii, iar eu am simțit asta, aleluia. Și aleluia înseamnă lăudat să fie Domnul, și voi puteți spune amin liniștiți. Puteți să spuneți: oh, mi-aș dori, vă spun din toată inima, mi-aș dori ca voi să puteți spune când se încheie slujba aceasta: oh, a fost Dumnezeu prezent acolo și Dumnezeul acesta m-a vindecat în seara aceasta. Dumnezeul acesta m-a eliberat în seara aceasta. Dumnezeul acesta m-a ridicat în seara aceasta. Și mai ales îmi doresc ca Dumnezeu să spună în dreptul fiecăruia dintre noi un cuvânt de mântuire și de izbăvire și de iertare a păcatelor. Glorificat să fie numele Lui în vece vecelor. Măcar un amin hotărât să aud de la voi. Glorificat să fie numele Domnului. Amin. Sunt convins că voi auzi un amin hotărât când se termină predica. Dar până atunci, măcar așa, de încurajare, din când în când, chiar dacă nu sunteți tot timpul atenți, mai puteți să spuneți așa, când vă aduceți aminte, câte un amin. Numai să fiți atenți la ce spuneți amin. Acum, vreau să încep cu o întrebare retorică. Zice că ăsta este începutul predicii propriu zis. Și întrebarea retorică este o întrebare care n-așteaptă un răspuns. Eu vreau să spun asta de fiecare dată, că întotdeauna se găsește cineva care să dea un răspuns. De altfel, mi s-a și întâmplat odată ca cineva să vină să-mi smulgă microfonul din mână și să dea răspunsul, și când l-am văzut cât de hotărât se îndreaptă înspre mine, m-am și uitat la ușa de ieșire să văd unde sunt ușile de siguranță. Era o întâlnire de tineret foarte mare, mulți tineri, unul mai solid, pe primul rând, a fost gata să dea răspunsul. L-am întrebat, n-am spus că întrebarea n-așteaptă un răspuns, că este o întrebare retorică, și omul s-a grăbit, mi-a smuls microfonul, a zis: iată răspunsul, mi-a dat microfonul în mână, probabil că a așteptat apoi vreo diplomă sau știu eu ceva, aprecieri, și s-a așezat la loc. Ei, în această zi voi începe cu o întrebare retorică și întrebarea este următoarea. Ce ați spune voi, dragii mei copii, dragi tineri, frați și surori, dragi ascultători, despre un tânăr căruia încă din adolescență îi moare mama? La vârsta de 18 ani își pierde statutul de ființă vie, își pierde statutul de om, se transformă într-un fel de obiect, se transformă în sclav. La 18 ani e vândut de frații lui ca sclav. Și apoi, la 20 de ani, intră la cea mai mare școală, zice, nu? Cea mai importantă școală a vieții pentru unii, intră la pușcărie la 20 de ani. Și de la 20 de ani până la 30 de ani stă în închisoare. Și acum, dacă ați avea lângă dumneavoastră un om despre care știți că în ultimii 10 ani a stat la închisoare, care ar fi atitudinea dumneavoastră față de omul acesta? Dacă ai ști că cel de lângă tine în ultimii 10 ani a stat la închisoare, ai vedea probabil și un tatuaj pe brațul stâng sau drept, și te-ai uitat la el așa mai circumspect, care ar fi atitudinea ta față de această persoană? Probabil că primul lucru, te-ai fi mai atent la buzunare, te-ai uita mai atent în stânga și în dreapta. Sunt convins că mai puțini ar dormi atunci. Acum vă întreb, dacă ați vedea o asemenea persoană, i-ați da vreo șanse de reușită în viața aceasta? V-ați gândit vreodată că din omul acesta s-ar putea să iasă, de exemplu, nu ministru, măcar un primar la voi în sat? V-ați gândit vreodată, mai mult decât atât, că din omul acesta s-ar putea să iasă prim-ministru? Sunt convins, la cum vă uitați așa unii dintre dumneavoastră la mine, circumspecți așa, sunt convins că cei mai mulți dintre dumneavoastră vă gândiți că asta este imposibil. Că e imposibil ca dintr-un pușcăriaș, care stă în închisoare exact la cea mai importantă, în cea mai importantă perioadă din viață, exact perioada din viață când noi românii suntem la școală, mai ales acum în România e foarte la modă să faci universitate, studii post-universitare, post-post-universitare și așa mai departe. Și probabil că vă gândiți că niciodată dintr-un asemenea om n-ar ieși mare lucru. Ia gândiți-vă că un asemenea om a fost Iosif. Și la 30 de ani, Dumnezeu îl scoate din pușcărie, prin cel care conducea cea mai mare forță economică și militară din vremea aceea, prin Faraon, împăratul Egiptului, îl scoate din închisoare și în Geneza, capitolul 41, cu versetul 41, Faraon îi spune așa: îți dau pe mână toată țara aceasta, fă ce vrei cu ea.
E o imagine incredibilă. E ca și cum cineva de la voi din sat, fie de la Burzuc, fie de la Bălaia, fie știu eu din alt sat de aici, s-ar duce acum în Statele Unite ale Americii la 18 ani, la 20 de ani ar intra la pușcărie, la 30 de ani ar ieși din pușcărie și apoi v-ați aștepta să ajungă, știu eu, în America nu există prim-ministru, știu eu, poate secretar de stat în America sau vicepreședinte al Americii. După cum vă uitați la mine, sigur vă gândiți că așa ceva este imposibil. Ei, cam asta s-a întâmplat cu Iosif. Și gândiți-vă voi că Iosif a condus cea mai mare forță economică și militară din vremea lui, nu 10 ani, că noi ne plictisim dacă cineva conduce o țară 10 ani. Ci omul acesta, da, sigur, ăsta a fost un om special, nu ca și cei de astăzi, a fost un om călăuzit de Dumnezeu. Omul acesta a condus, țineți-vă bine, cea mai mare forță economică și militară a vremii lui, știți câți ani? Să vedem că cei mai mulți dintre voi sunteți creștini evanghelici și cunoașteți Biblia perfect, așa? Și aveți și curaj să articulați cuvinte. Câți ani a condus? 80 de ani, așa, frate. Domnul să te binecuvânteze. Timp de 80 de ani. De la vârsta de 30 până la vârsta de 110 ani. Și la 110 ani a lăsat gloria Egiptului cu piramidele lui cu tot pentru gloria lui Dumnezeu. Ce poveste de succes incredibilă! Și în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, am să vă vorbesc despre ce înseamnă să fii un om de succes. Da, aș vrea să fac aici o scurtă notă de subsol, ca să zic așa, și să vă spun că vreau să vă vorbesc despre ce înseamnă să fii un om de succes, nu în ochii societății românești în care noi trăim, care e o societate așa buimacă, care nici ea nu știe prea exact pe ce lume trăiește, ci vreau să vă vorbesc despre ce înseamnă să fii un om de succes în ochii lui Dumnezeu. Asta contează cel mai mult. Când treci din lumea aceasta, cel care va trage linia și va spune ai fost sau nu de succes, va fi cu siguranță Dumnezeu, în dreptul fiecăruia dintre noi. Eu dacă v-aș întreba în seara asta ce înseamnă la voi în sat să fii om de succes, probabil că unii dintre voi a zice așa, ca să fii de succes la noi în sat trebuie să ai măcar 20 de hectare de pământ. Sau că ca să fii socotit un om de succes trebuie să ai o mașină cu tracțiune integrală, mai ales că la noi sunt multe dealuri. Sau ca să fii un om de succes la noi trebuie să ai nu știu câte diplome. Sau știu eu, orice alt lucru pe care dumneavoastră ați putea să-mi spuneți în această seară. Dar eu vă întreb, oare cine decide în dreptul nostru dacă suntem sau nu de succes? Știți ce decide în dreptul fiecăruia dintre noi? Cum sfârșim alergarea pe pământul acesta? De altfel, cea mai grea întrebare dintre toate întrebările pe care eu le-am găsit în viața mea și credeți-mă că am găsit multe întrebări, n-am multe răspunsuri, am câteva din cuvântul lui Dumnezeu, am foarte multe întrebări și nu știu cu câte răspunsuri veți merge în această seară acasă, dar cu întrebări cu siguranță veți merge. Și cea mai grea întrebare existențială pe care eu am citit-o în Biblie și a zice că aceasta este întrebarea, nu aceea pe care o ridic un scriitor englez care zice a fi sau a nu fi aceasta întrebarea, nu. Alta este întrebarea, este cea ridicată de cel mai înțelept om care a trăit vreodată, cel care a deținut, ca să zic așa, superlativul absolut al înțelepciunii. Numele lui a fost Solomon și el în cartea Eclesiastului, în capitolul 9, versetul 3, ridică întrebarea asta și zice așa înainte. Zice, am văzut că și cel bun, și cel rău, și cel care se închină lui Dumnezeu, și cel care nu se închină lui Dumnezeu, până la urmă toți oamenii mor. Și ridică el o întrebare acolo și zice așa, și după aceea, și după aceea. Credeți-mă, am participat la tot felul de înmormântări. Am fost la înmormântarea unui copil care a trăit doar câteva zile în lumea aceasta. Am fost și la înmormântarea unui frate care avea 98 de ani. Dar mai devreme sau mai târziu, cu toții mergem de aici. Și cei care se duc la biserică, și cei care nu merg la biserică, și cei care îl blestemă pe Dumnezeu, și cei care îl binecuvântează pe Dumnezeu, și cei care duc o viață morală, și cei care duc o viață imorală, toți trecem din lumea asta și întrebarea rămâne. Și după aceea? Și după aceea? Și după aceea? Asta e întrebarea mea favorită ca și pastor. Când întâlnesc oameni care nu mai vin la biserică de o vreme, întotdeauna îi întreb asta. Că ei, oamenii, au planuri și îmi spun, frate, nu e de venit la biserică pentru mine acum, că eu trebuie, zice, să-mi pun o afacere pe picioare. Și eu zic întotdeauna și după aceea. Am avut în urmă cu ceva vreme, într-unul dintre birourile unei biserici în care sunt păstor, un adolescent pe care părinții l-au dus cu forța, evident, la biserică, l-au dus așa ca legat și mi l-au pus în față și, mă rog, nu era chiar adolescent, era mai degrabă un adolescent întârziat, că era deja la facultate.
Și părinții mei au zis, nu mai vrea să vină la biserică de vreo 2 ani de zile, un an și ceva. Și zice, ți l-am adus. Fă ce vrei cu el. Și eu l-am întrebat, ce planuri de viitor ai? Păi zice, vreau să-mi termin facultatea. Zic, bun, și după aceea? Păi zice, după aceea vreau să-mi construiesc o carieră, sigur, nu de piatră, ci una profesională. Zic, bun, și după aceea? Păi zice, după aceea s-a gândit el așa, vreau să-mi construiesc o familie. Zic, bun, am terminat și cu familia. Și după aceea? Și nu numai că avea freza ascuțită, dar avea și mintea ascuțită. Generația de astăzi nu numai că are freza ascuțită, am văzut că e la mod așa. Parcă toți își fac ca și în Coreea de Nord, aceeași freză, interesant. Și aia, în Coreea de Nord n-au voie numai vreo 2 freze, să știu câte. Cam așa ceva. Și intuind în ce direcție mă duc, așa, el a încercat să eschiveze și a tot lungit-o. Și după aceea voi construi o casă și încă o casă și a lungit-o ca Iosif până la 100 și ceva de ani. Și când a ajuns, sigur, la 100 și ceva de ani, n-a mai avut ce să zică. Și a zis, frate, în cele din urmă, cândva, într-un viitor îndepărtat, voi muri și eu. Bun, zic, aici am vrut să ajung. Și acum urmează întrebarea. Și după aceea, și după aceea, te-ai întrebat vreodată ce se va întâmpla cu tine în următoarea fracțiune de secundă după ce vei închide ochii în lumea aceasta? Eu cred că dacă voi fi în cărucior cu rotile, ca fratele Romi, când voi deschide ochii în veșnicie, voi putea să pășesc pe picioarele mele cerești. Eu cred că dacă voi fi orb când voi muri, când voi deschide ochii în veșnicie, cu ochii mei, voi vedea chipul lui Iisus Hristos. Cred că dacă voi fi bolnav de cancer la moartea mea, când mă voi trezi în veșnicie, voi fi perfect curat înaintea lui Dumnezeu, pentru că voi primi un trup nou, glorificat. Sigur, va fi același trup al meu, dar un trup glorificat de puterea lui Dumnezeu. Și atunci, și atunci va fi o liniște totală. În următoarea fracțiune de secundă, după ce ai trecut din lumea asta, când vei deschide ochii în prezența lui Iisus Hristos, ce va spune Hristos despre mine? Care va fi nota pe care eu o voi primi atunci? Care va fi nota pe care o vei primi tu, dragul meu elev, atunci? Va fi o notă de trecere sau nu? Care va fi calificativul pe care noi îl vom primi din partea dreptului judecător, care astăzi nu obosește iertând și care este Iisus Hristos? O glorificat să fie numele. Atunci se va vedea dacă am fost sau nu de succes, nu astăzi când lumea se uită la noi și spune ăsta, uite ce mașină și-a cumpărat, ăsta e un om de succes, nu astăzi când lumea se uită la tine și poate nu dă 2 bani pe tine și spune omul acesta n-a realizat nimic în viața lui, atunci va conta dacă Dumnezeu va spune în dreptul nostru, omul acesta a trăit cu rost și va spune vino rob bun și credincios. Asta este nota pe care eu aștept. Și e lucru pe care mi-l doresc să-l aud în dreptul fiecăruia dintre voi. Vă spun în modul cel mai sincer. Și în această seară, privind la Iosif, vom vedea ce înseamnă să fii un om de succes în ochii lui Dumnezeu. Trebuie să biruim în 2 domenii din viața noastră. Și am să vorbesc despre aceste 2 domenii. Mai întâi am să vă vorbesc despre cum să biruim ispita sau tentația și apoi voi vorbi cu ajutorul lui Dumnezeu despre cum să trecem biruitori prin încercare. Voi încerca să fiu sigur cât mai succint posibil. Eu sunt și bihorean și evanghelist pe deasupra, așa că e destul de greu să mă concentrez. Acum, pentru ca să biruim tentația sau ispita, mai întâi trebuie să știm ce este tentația sau ce este ispita. Sunt mulți români care îmi spun așa, domnule pastor, eu m-aș pocăi sau eu aș vrea să vin la voi la biserică, tot ce spuneți voi acolo este extraordinar, dar ispita e mare, zic unii așa. Ispita e mare. Tentația, zice, e prea puternică pentru vârsta mea. Când voi ajunge la bătrânețe, cu mai mult reumatism în oase, poate atunci voi fi mai capabil să biruiesc tentația. Acum, ce este tentația sau ce este ispita? Și aș vrea să o spun foarte pe românește, pe înțelesul tuturor. Ispita nu este tot una cu păcatul. Ispita este doar reclama pe care diavolul o face păcatului. În Evrei, capitolul 4, cu versetul 15, Biblia ne spune că însuși Mântuitorul nostru, mult iubit Iisus Hristos, a fost ispitit în toate lucrurile, la fel ca și noi, dar fără păcat. Deci e clar că ispita nu-i tot una cu păcatul. Acum un psiholog creștin-american vorbește despre cele 3 dimensiuni ale păcatului, pe care vreau să vi le prezint și dumneavoastră.
Prima dimensiune a păcatului este gândul păcătos, care se manifestă în întrebarea ce-ar fi dacă, ce-ar fi dacă. Și orice om din lumea asta se confruntă cu întrebarea asta. Ce-ar fi dacă? Ce-ar fi, zice, dacă aș fura? Ce-ar fi dacă aș înșela? Ce-ar fi dacă aș fuma? Se întreabă adolescentul. Ce-ar fi dacă aș consuma alcool? Ce-ar fi dacă aș face lucrul acesta păcătos? Asta e prima dimensiune, este tentația. Este, să zic așa, ispita. Este primul pas. Al doilea pas este imaginația păcătoasă care se manifestă în întrebarea cum ar fi dacă. Și vezi pe unii așa visând cu ochii larg deschiși și când vin la biserică de cele mai multe ori n-ascultă predica, se uită pe lângă predicator, prin predicator, dincolo de predicator, întotdeauna însă se uită perfect la ceas. Ei, oamenii aceștia deja, unii dintre ei au în mintea lor sau mintea lor este deja stăpânită de păcat. Omul poate n-a ajuns să pună în practică sau să înfăptuiască păcatul, dar are acolo imaginația păcătoasă. Când omul se întreabă cum ar fi dacă și visează cu ochii deschiși, dacă aș fura, dacă aș înșela, dacă aș fuma, ce tare ar fi. Și apoi, abia cea de-a treia dimensiune a păcatului este fapta păcătoasă în sine. Acum, de asemenea, vreau să fac aici o scurtă paranteză și să vă spun și să mă înțeleagă toți românii de aici. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Sunt mulți care vin și spun, eu aș vrea să mă pocăiesc, dar Dumnezeu m-a ispitit. Oameni buni, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni și asta spune foarte clar Biblia în Iacov, în capitolul 1 cu versetul 13. Dumnezeu nu tentează pe nimeni cu păcatul sau Dumnezeu nu face reclamă păcatului. Numai că acum vă și gândiți, atunci de ce ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită? Să știți că nu se contrazice Biblia aici, ci este doar o problemă de înțelegere a Scripturii în mintea noastră. Nu vreau să fac pe deșteptul tocmai aici la dumneavoastră, dar aș vrea să mă înțelegeți un lucru. Noul Testament a fost scris în limba greacă și cuvintele în limba greacă și în limbile clasice de obicei au mai multe sensuri, mai multe semnificații. Ei, cuvântul acesta care este tradus în românește cu ispită are ca și prim sens test al credinței. Ăsta e primul sens, test. Sau testare. Ăsta e primul sens al acestui cuvânt din limba greacă și abia al doilea sens este acela de tentație de a păcătui. Acum, sigur că în limba română noi când spunem ispită nu ne gândim la testul credinței noastre și de cele mai multe ori ne gândim la tentația de a păcătui. Numai că în rugăciunea Tatăl nostru când ne rugăm și nu ne duce pe noi în ispită, noi asta îi spunem lui Dumnezeu. Doamne, nu ne testa credința noastră și așa slăbuță, amărâtă cum este ea, mai mult decât putem noi duce. De aceea ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită. Nu că Dumnezeu ar tenta pe cineva cu păcatul. Sper că am fost suficient de clar. Închidem paranteza și trecem mai departe. Acum, sigur că în lumea în care noi trăim sunt mulți oameni care spun e imposibil să biruiești tentația. E imposibil, domnule, pastor mi-a spus unul de curând, să duc o viață morală. E imposibil să biruiești păcatul acesta. E imposibil să te lași de alcool, zice. E imposibil să te lași de fumat dacă fumezi de 20 de ani. Și sunt mulți oameni care au concepția asta și noi, predicatorii, câteodată încurajăm pe oameni și spunem așa, ispita astăzi, oameni buni, e mai mare ca niciodată. Eu dați-mi voie să vă spun și sunt aici mai mulți oameni în vârstă și i-aș chema să predice în duet cu mine dacă ar fi posibil și ei ar putea să aducă o mărturie în fața voastră și v-ar spune că ispita a fost mare întotdeauna și că tentația diavolului a fost întotdeauna puternică. Și că diavolul a știut întotdeauna să facă reclamă păcatului. Nu cred că există vreunul aici să spună, dintre cei ce sunt mai în vârstă, când eram noi tineri, nu exista ispită, nu exista tentație. În fiecare generație, diavolul a știut să se adapteze. Sigur că noi n-am reușit întotdeauna să ne adaptăm, asta e cu totul și cu totul altă predică, dar diavolul a știut întotdeauna să se adapteze. Acum, eu vă întreb, poate fi biruită ispita sau nu poate fi biruită? Cine zice că poate fi biruită, să zic amin. Acum, gândiți-vă în felul următor, dragii mei. Noi avem aici, în Scriptură, pe Iosif, un exemplu de om care a biruit tentația. Și aș vrea să privim la el. Veți spune, bun, dar Iosif n-a fost tentat ca noi, cei care trăim în secolul 21 și avem internet. Haideți să ne uităm puțin la Iosif. Și care este prima tentație cu care Iosif se confruntă? O vedem în Geneza, capitolul 37, de la versetul 2 la 4. Biblia ne-l prezintă pe Iosif acasă, atenție copii, copilași, dacă sunteți vreun dintre voi încă atenți, că oare cum se potrivește cu voi ceea ce urmează să vă spun? Iosif era acasă și ne spune Biblia că fiind printre cei mai mici de acasă, de câte ori frații lui păcătuiau cu ceva, ce făcea Iosif? Se ducea la tata și spunea tatălui.
Și acum unii dintre noi am fi tentat să spunem că Iosif ar fi fost cam pârâcios. Chiar am și auzit pe unii predicatori mai puțin inspirați, în cazul de față, să fie cu iertare că spun asta, care ziceau așa: Iosif, fraților, a fost cam pârâcios. Ei, dați-mi voie să vă spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că Iosif n-a fost deloc pârâcios. Ci Iosif are aici în Geneza 37, când era acasă și vedea pe frații lui păcătuind, se confruntă aici cu prima ispită din viața lui, cu prima tentație din viața lui. Știți care este asta? Ispita de a tăcea atunci când vezi răul în viața altuia. Ei, asta este o ispită oarecum și românească, și să vă spun și de ce. Pentru că noi români avem prostul obicei de a vorbi atunci când ar trebui să tăcem și de a tăcea atunci când ar trebui să articulăm cuvinte. Nu odată îi aud pe compatrioții mei scumpi și dragi comentând împotriva guvernului, împotriva guvernării, împotriva celor care conduc, împotriva autorităților. Dacă văd, eu știu eu, vreo mizerie pe stradă. Dar în momentul în care ai văzut pe unul lângă tine aruncând mizeria pe stradă, este greu să-i spun: auzi, domnule, vezi, te rog frumos, nu fac. Vedeți, dumneavoastră, noi suntem experți în a vorbi atunci când ar trebui să tăcem și experți totali în a tăcea atunci când ar trebui să avem curajul să vorbim. Când ești la școală sau când ești la locul de muncă și când unul dintre colegii tăi spune o glumă sau un banc la care tu, ca și creștin, copil al lui Dumnezeu, nici măcar n-ar trebui să zâmbești sau să schițezi un zâmbet, măcar pe jumătate gură zâmbești și tu puțin ca să nu te excludă comunitatea. Chiar dacă nu râzi cu gura până la urechi, cum obișnuiesc alții, dar măcar așa, jumătate de gură, zâmbești și tu împreună cu ei, să nu fii cumva exclus de acolo. Când, în momentul acela, tu, care ești copil al lui Dumnezeu, ar trebui să pur și simplu să rămâi așa, ca stânca Gibraltarului, așa, nemișcat, să te uiți la el și să spui: eu nu râd la glume de genul acesta. Eu nici măcar nu zâmbesc la glume de felul acesta. Și o să vezi că nu o să mai spună glume de felul acela în prezența ta niciodată. Dar vedeți, dumneavoastră, noi suntem experți să vorbim, la adunare, vorbim. Vorbim atunci când ar trebui să tăcem. O, dar așa tăcem atunci când ar trebui să avem curajul să vorbim. Îl iubesc pe Iosif, că Iosif are curajul să vorbească. Și este un mare curaj, pentru că ați văzut că frații lui erau porniți rău la rău, ca să zic așa. Pentru că Iosif are curajul să vorbească, suportă consecințe. Iosif ajunge apoi să fie vândut ca și sclav, tocmai pentru că a vorbit. Noi nu avem curajul ăsta să vorbim. Cu toate că nu vom suporta aceleași consecințe ca și Iosif, adică niciunul dintre noi nu va fi vândut ca și sclav dacă are curajul să vorbească. Asta e prima tentație cu care Iosif se confruntă. Dar mai este una, asta este cea de-a doua. Asta este una total românească și nu numai. Dar, să zic așa, specific acestui cadru de aici, din țara noastră, asta este ispita de a lua ceva ce nu-ți aparține. Iosif ne spune Biblia că ajunge în casa unui om extrem de bogat și bogatul acesta, cu numele Potifar, îi dă toată averea pe mâna lui să o administreze, dar îi spune așa: Iosife, tu n-ai voie să iei nimic de acolo, eu n-am să te plătesc nimic pentru că tu ești sclavul meu. Și gândiți-vă că Iosif era sclavul lui Potifar, nu primea 500 de lei sau știu eu, măcar un sfert de talent pentru ceea ce făcea. Mai mult, gândiți-vă că acest Potifar era un bogătaș. E ca și cum am zice, unul ca și țiriac în România ți-ar da ție toate conturile lui, toți banii lui, și ți-ar zice: te rog frumos să-mi administrezi banii, nu-ți dau niciun leu pentru munca ta, dar nu cumva să furi. Mai mult decât atât, aflăm că Potifar ăsta n-avea nicio altă grijă decât să mănânce și să bea. Deci mai tot timpul era beat, adică foarte ușor de furat. Credeți că Iosif n-a fost tentat? Credeți că n-au fost pe lângă el unii care se spune: auzi, Iosife, ia tu câte puțin, astăzi câte puțin și mai puțin și pui într-un cont în Asiria și la un moment dat ai făcut nevăzut. Eu iau pe unii zicând: domnule, zice, dar eu câștig puțin. E adevărat că iau de la locul de muncă, dar n-am decât 500 de lei salar sau 400 de lei sau 600 de lei. Iosif nu câștiga deloc. Și cu toate acestea zice: eu n-am să fac asta, eu n-am să fur. Nu voi lua ceva ce nu mi-aparține. Eu am crescut în România și o întâmplare pe care o spun de multe ori: la noi în sat se furau toate semnele de circulație. Era unul care le lua pe toate. Avea poligon de încercare în spatele casei lui. Odată a luat un semn cu reducerea vitezei 30 de km la oră. Mi-aduc aminte, eu eram încă adolescent așa, nici adolescent încă, și m-am dus la el fiind foarte credincios dintr-o familie de oameni foarte
tranșant, bunicul mi-a zis încă de mic, ai grijă, plata păcatului, moartea. Și eu m-am dus la el și am zis, omule, de ce ai luat semnul de circulație? L-am luat la rost. El a stat, s-a gândit puțin și a zis, păi zice, dacă nu-l luam eu, îl lua altul înaintea mea. Ăsta a fost argumentul lui. Acum mă uit la unii dintre voi, n-aș vrea să dau idei, mai ales că sunt și copii aici. N-aș vrea să dau idei vreunuia dintre cei ce sunt aici. Să știți că și copiatul la școală sau orice formă de plagiat, pentru că e la modă asta. Și am văzut că sunt mulți tineri în locul acesta, deci referate.ro, știți despre ce vorbesc? Voi n-aveți ce căuta acolo, asta e hoție curată. Să iei lucru al cuiva, să pui numele tău și să spui, domne, eu am muncit, uite-te la mine. V-am zis, acum sper să nu fi dat idei cuiva, poate e vreunul aici care nici n-a auzit încă de site-ul ăsta și după ce se duce de aici, merge direct acolo. Când eram copil, că știu că funcționează această psihologie inversă, când bunicul îmi spunea, nu cumva să mergi să iei cireșe din cireșul vecinului, întotdeauna primul gând care venea era ăsta, ce bună idee mi-a dat. Nici nu m-am gândit până acum. Și știu că întotdeauna merge foarte bine această psihologie inversă și că cea mai bună formă de educație nu este prin negație, ci prin afirmație. Acum, încă o dată vă spun, niciodată, nu poți să justifici hoția. Chiar dacă ai salariu mic, chiar dacă câștigi puțin, ascultați-mă ce vă spun, numele Dumnezeului nostru este Iahveire. Știți ce înseamnă Iahveire? Domnul care poartă de grijă. O, iubesc pe Iosif, care are curajul acesta de a nu lua ceva ce nu-i aparține. Și chiar dacă or fi fost mulți care se spună, Iosif, ia de acolo, că nu știe Potifar nici măcar câți bani are, Iosif are curajul să se încreadă în Dumnezeu. Dar cea de-a treia tentație cu care Iosif se confruntă este una foarte contemporană. Este ispita imoralității sexuale. Și în capitolul 39, în versetul 9, când Iosif se confruntă cu păcatul acesta, traducerea Cornilescu a Scripturii zice că Iosif a răspuns în felul următor. A zis așa, cum aș putea eu, doar parafrazez versetul acesta, zice așa, cum aș putea eu să păcătuiesc în felul acesta împotriva lui Dumnezeu? Când Iosif se confruntă cu tentația asta a imoralității sexuale, o tentație atât de contemporană pentru noi cei care trăim în secolul 21, Iosif are curajul să spună nu. Mai mult, în originalul ebraic, parcă și mai clar, îmi place așa de mult încât am să vă pun să repetați împreună cu mine, ca să fiu sigur că toată lumea e trează. Mai întâi voi spune eu cu voce tare și după aceea aș vrea să repetăm împreună. Iosif a zis așa, să mă ferească Domnul să păcătuiesc. Haideți să repetăm împreună. Să mă ferească Domnul să păcătuiesc. O, pentru că n-a fost destul de hotărâți, mai repetăm o dată și aș vrea ca tot să se trezească în momentul acesta. Haideți încă o dată. Să mă ferească Domnul să păcătuiesc. Îi aud pe mulți plângându-se, venind la mine și spunându-mi, domnule pastor, nu pot birui păcatul acesta. Și vă spun astăzi în numele Domnului, se poate birui orice păcat dacă ești destul de hotărât în direcția asta. Îl iubesc pe Iosif că e atât de curajos. Nicolae Steinhardt zicea, curajul este taina finală, biruiesc doar oamenii care au curajul să moară. Atunci când ești gata să lupți cu păcatul până la sânge, până la moarte, cu siguranță, la final vei birui. Dar mulți dintre noi atât de repede ne dăm bătuți. După ce o încercăm o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, venim cu concluzia clară, Domnul zice, e imposibil să biruiesc păcatul. În această seară, cei ce sunteți în locul acesta știu că veți uita predica. Dacă veți ajunge acasă și vă veți confrunta din nou cu păcatul, mi-aș dori din toată inima că atunci când veți sta față în față cu tentația, cu reclama pe care diavolul o face păcatului, să aveți curajul lui Iosif de a spune, o să mă ferească Domnul să păcătuiesc. Și când veți avea această hotărâre, și când veți avea această determinare, și când veți fi atât de curajoși, vă garantez în numele lui Dumnezeu care e prezent în cortul acesta al întâlnirii, cu siguranță veți birui, slăvit să fie în numele Domnului. Dar generația asta din care eu fac parte și generația asta din care și voi faceți parte e o generație atât de fricoasă. Noi ne plângem că nu putem birui. Știți de ce nu biruim? Pentru că nici nu avem curajul să luptăm. Doar cei care luptă, doar cei care sunt războinici adevărați în prezența Duhului Sfânt, în prezența lui Dumnezeu, cu siguranță vor birui. Acum veți spune, bun, dar cum de Iosif a reușit să biruiască? Are două secrete Iosif. A biruit tentația pentru că a fost un om normal, dar totuși diferit. Și în al doilea rând, a biruit tentația pentru că a fugit de păcat, nu de probleme. E la noi exact invers astăzi. Noi fugim de probleme și dacă în fuga noastră de probleme mai folosim păcatul, zicem, las că Dumnezeu ne iartă.
Și le luăm pe rând. Iosif a fost un om normal, dar totuși diferit. Să nu creadă cineva că eu mă contrazic acum. Știu că voi analizați, mai ales cei mai tineri, văd așa, analizând matematic și logic ceea ce spun și se gândesc că ei acum se contrazice. Cum adică? Pe de o parte era normal, pe de altă parte era diferit. Da, să vă spun de ce. Orice creștin trebuie să fie exact ca Iosif. Trebuie să fii pe de o parte normal în comunicarea ta cu cei necredincioși, cu oamenii care încă nu-L cunosc pe Hristos. Și în al doilea rând, trebuie să fii diferit, dar diferit în standardul tău moral. Mulți dintre noi n-am înțeles lucrul acesta. Nu știm să fim normali în comunicarea noastră cu cei necredincioși, trăim așa, nu știu cum să spun, foarte rupți de societate. De multe ori când ieșim în societate, ieșim doar bombardând cu versete din Scriptură. Fără să înțelegem că nu la asta ne-a chemat Dumnezeu. Mai mult, alții avem o altă atitudine. Suntem ca Iona, care atunci când fugea de Dumnezeu, se duce undeva într-o corabie și ne spune Biblia că ce a făcut acolo în corabie, Iona? A dormit. Exact asta facem unii dintre noi. Dormim în bisericile noastre. Uitând că rostul nostru, la fel cum era și rostul lui Iona de altfel, rostul nostru este să stăm alături de cei necredincioși. Rostul lui Iona era să stea acolo, alături de marinarii aceia fenicieni, umăr la umăr cu ei, nu să-i bombardeze cu texte din Scriptură, ci să stea și să le dea un exemplu cu conduita lui, cu viața lui. Dar ce se întâmplă? Ne spune Biblia că Iona dormea și când dormea el mai bine, când era somnul mai adânc, cum se întâmplă poate câteodată și în biserică, mai pune unul mâna pe umărul tău. Exact așa s-a întâmplat și cu Iona. Când dormea el mai bine departe de fața lui Dumnezeu, vin marinarii fenicieni pentru că a început o furtună puternică, corabia era gata să se scufunde. Ei au încercat tot ce puteau și vin la Iona și îl iau de guler. Probabil că unul dintre ei și-o fi adus aminte că Iona era proroc. Și-o fi spus, mă, poate ăsta are un Dumnezeu mai puternic decât Dumnezeul nostru. Și ne spune Biblia că ăștia necredincioși, paradoxal lucru, câteodată cei necredincioși ne pot trezi din letargia în care ne aflăm, cei necredincioși îl iau de guler și spun, Iona, tu ești pocăit, tu nu trebuie să dormi, tu trebuie să te rogi. Iona, tu trebuie să te rogi lui Dumnezeu că poate Dumnezeul tău va face ceva. Ei, dați-mi voie să vă spun că fiecare dintre noi astăzi suntem chemați în societatea asta în care trăim, fie că ești la școală, fie că ești la locul de muncă, acolo, la tine acasă, să stai lângă cel necredincios din familia ta, să stai lângă cel necredincios din clasa ta, nu să-l bombardezi într-un mod sectar, cum facem noi câteodată, cu versete din Biblie și nu știm să vorbim decât ce zice Biblia și în Isaia 4, ce zice în Romani 4, nu știu cât. Oameni buni, învățați să vorbiți normal, dar dincolo de asta, vă spun în numele Domnului, fiți diferiți în comportamentul vostru. Că puteți face la Bălaia 100 de evangelizări și noi facem la Sârg multe evangelizări. Și în alte sate se fac multe evangelizări. Și în Oradea a fost evangelizare și pe stadion. Și facem evangelizări de dimineața până seara, dar ascultați-mă oameni buni, voi care purtați numele acesta de creștin, dacă nu veți trăi o viață așa cum trebuie să trăiți, puteți face 100 de evangelizări că nu o să se pocăiască nimeni. Cel mai important lucru pentru mine este acesta. Aș vrea ca oamenii să poată să spună despre mine, frate pastor sau domnule pastor, când mă uit la tine, felul în care vorbești, felul în care te comporți, îmi amintește de Iisus Hristos. Și asta mi-aș dori pentru fiecare frate și soră pe care i-am membri în bisericile pe care eu le păstoresc. Pentru că știți ce spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 4, cu versetul 19, zice așa? Zice, până când Hristos va lua chip în noi. Dacă vă întrebați cât ne mai ține Dumnezeu în lumea asta, știți cât vă mai ține Dumnezeu pe voi aici? Până când Hristos va lua chip în voi. Știți când vom trece noi din lumea asta? Până când Hristos va lua chip în noi. Și la asta ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Să fim diferiți. Și aș vrea să vă spun, cei mai mulți dintre noi astăzi, și mă uit la tinerii de astăzi și o spun cu groază, Facebook-ul m-a îngrozit. Eu n-am adresă de Facebook, dar mi-am făcut una fictivă acum de curând, să văd și eu cum arată tinerii dintr-unele dintre bisericile în care sunt păstor. Și m-am îngrozit văzând că cei mai mulți dintre noi, indiferent de vârsta noastră, fie că suntem tineri sau de altă vârstă, încercăm să purtăm mai degrabă chipul lumii acesteia. Purtăm chipul lumii acesteia prin felul în care ne îmbrăcăm, purtăm chipul lumii acesteia prin felul în care ne frezăm, purtăm chipul lumii acesteia prin felul în care ne încruntăm aproape tot timpul, ducând o tristețe inefabilă și inexplicabilă pe umerii noștri, cu toate că pe noi
ne-a vindecat Hristos de mortalitatea noastră. Noi nu mai murim, că Hristos a zis așa, și ne crede în mine, nu mai moare niciodată. Deci pentru că noi nu mai murim niciodată, a trebuit să fim cei mai fericiți oameni de pe fața pământului. Cine crede în mine, a zis Iisus Hristos, nu mai moare niciodată. Dar noi purtăm această tristețe, această amprentă a lumii pe figura noastră, cu toate că ar trebui să purtăm bucuria aceasta mântuirii lui Dumnezeu. Până când Hristos va lua chip în noi, oameni buni, asta înseamnă să fii creștin. A fi creștin nu înseamnă să fii nici ortodox sau știu eu de altă confesiune sau catolic sau să aparții unui alt cult, ci a fi creștin înseamnă să porți chipul lui Hristos. Eu te întreb pe tine, ce chip porți tu? Porți chipul lui Hristos în vorbirea ta, porți chipul lui Hristos în zâmbetul tău, porți chipul lui Iisus Hristos în îmbrăcămintea ta, porți chipul lui Iisus Hristos în moralitatea ta, porți chipul lui Iisus Hristos sau nu? Până la urmă la asta se rezumă întrebarea și după asta putem spune dacă am fost sau nu de succes în ochii lui Dumnezeu, dacă am biruit sau nu tentația în viața noastră. Omul care biruiește tentația este omul care poartă chipul lui Iisus Hristos. Și eu mă rog în această seară, Doamne, fă ca fiecare dintre noi să purtăm chipul Tău. E o luptă extraordinară pe care noi o avem de dus, o luptă cu noi înșine, o luptă cu tentația, o luptă cu ispita, o luptă cu îngrijorarea, o luptă cu încercările, până când Hristos va lua chip în noi, aleluia. O, îmi plac așa de mult cuvintele acestea, încât le mai repet eu odată ca să fiți toți pe fază și apoi vă rog să le repetăm cu voce tare toți. Până când Hristos va lua chip în noi. Hai să repetăm. Până când Hristos va lua chip în noi. Și pentru că mi-a plăcut cum a zis prima dată, mai ziceți odată. Până când Hristos va lua chip în noi. Putem birui tentația doar dacă suntem normali, dar totuși diferiți. Pe de altă parte, putem birui tentația numai dacă fugim de ea. Numai dacă fugim de ea. Noi nu fugim de tentație, ci noi fugim după tentație. Cei mai mulți oameni în lumea care noi trăim asta fac. În loc să fugă de ispită, în loc să se ferească de rău, Biblia zice mai mult decât atât, nu vă dau exact referința biblică, pentru că am văzut că unii sunteți mai meditativi, brusc, cum dau un verset din Biblie, doar vă spun să-l căutați în toată Biblia. Biblia zice să ne ferim nu numai de rău, ci de tot ce ni se pare că e rău pentru viața noastră. Ei, dar astăzi oamenii întreabă din potrivă, Domnule, zice, dacă mă pocăiesc, am voie să fac asta, am voie să fac asta, am voie să fac asta. Noi am vrea să fim creștini de nota 5. Numai că orice student știe un lucru elementar, că dacă înveți de nota 5, de cele mai multe ori iei nota 3 sau 4. De-aia, de cele mai multe ori, întrebările noastre sunt așa, am voie să fac asta, adică la limita pocăinței, am vrea să ajungem în cer, dar nu să fim noi cei mai sfinți, nu o să cânt eu, zice, chiar în corul cerului, dar măcar acolo după ușă, undeva în spate, să ajung și eu. Ascultați-mă, dacă vă înghesuiți să ajungeți după ușă, aveți foarte puține șanse să ajungeți după ușă, dar în partea cealaltă. Fugiți de rău, nu de probleme. Iosif va fugi de rău și când fuge de rău, dă de probleme. Că așa stau lucrurile în lumea asta. Vedeți, mulți oameni nu fac la fel ca Iosif. Noi procedăm de multe ori exact pe dos, exact invers. Iosif probabil că ne-am fi așteptat, pentru că fuge de păcat, să primească o diplomă, dar el ajunge la pușcărie pentru că fuge de păcat. De multe ori sunt întrebat, unde scrie în Biblie că e păcat să fumezi? Aud asta, mai ales la tineri. Unde scrie în Biblie că n-ai voie să mergi în club? Unde scrie în Biblie că n-ai voie să faci asta? Oamenii ar vrea, și când cineva m-a întrebat unde scrie în Biblie să nu mergi la club, i-am zis, Biblia a fost scrisă pentru oameni inteligenți, asta e clar, din start. Pentru că Biblia are niște porunci generale care se aplică în istorie în fiecare generație. Apoi, i-am zis, dacă tot mi-ai spus întrebarea asta, vreau să te întreb și eu ceva. Poți intra într-o mină de cărbuni îmbrăcat în alb? Și omul ăsta, ducând impertinența pe noi culmi, mi-a zis, da, dacă vrei poți orice. Și am zis, da, dacă vrei poți orice. Poți intra îmbrăcat în alb într-o mină de cărbuni, asta e clar. Numai că nu mai poți ieși la fel de alb cum ai intrat.